Ne-am întors în direct. În pauză am aflat că primarul sectorului 3 are COVID. Robert Negoiță. Vezi, mă, că nici COVID-ul ăsta nu mai e ce. Până acum COVID-ul ăsta, din punctul meu de vedere, avea și el demnitatea lui. E o glumă. Luați-o ca pe o glumă, ca pe un pamflet. Un mini pamflet în cadrul emisiunii. Știți cum e? Că unii nu fac COVID pentru că are și boala demnitatea ei. Ei, uite, frate, că nu e chiar așa. Bine, deci asta e știrea, din punctul meu de vedere, știrea foarte tare în capitală. Acum, mă gândesc la campania din sectorul 3. E belea mare. Bine, Nenea Puiu, Iordănescu cu COVID-ul, cu tot s-a dus la dita mai întâlnirea cu Firea. Ați văzut vreo anchetă? Care e rezultatul, apropo, anchetei epidemiologice cu COVID la Puiu Iordănescu, vârf de lance pe lista de consilieri, de candidat la PSD în echipa doamnei Firea? Că dacă era la un necăjit, îi luau toată familia, îi luau prietenii, îi luau rudele, îi luau toată fabrica la tăvăleală. Eu n-am auzit. Ancheta epidemiologică. Și doamna Firea s-a dus la congresul PSD, unde a fost ales Ciolacu. Am dat și eu așa câteva elemente. E adevărat că n-au nicio valoare. Ce valoare să aibă? Mi-am adus aminte de articolul 16 din Constituție. Toți suntem egali în fața legii și nimeni nu-i mai presus de ea. Ce miștocăreală. Bine, ministrul mediului, domnul Alexe, anunță că a trimis corpul de control. Asta știre, tată. Anunță domnul Alexe că a trimis corpul de control al Agenției de Protecție a Mediului pentru a verifica cum s-a obținut autorizația de mediu la groapa de gunoi de la Chiajna. Operată de un tendențioși, tapalagă sau tăpălagă, nu știu. Băi, nu, ce legătură are, mă, tăpălagă, faptul că este operată groapa de gunoi Chiajna de un apropiat al domnului profesor, vă salut, domnul profesor, al domnului profesor Dan Voiculescu? Adică ce vrei să sugerați ăștia de la G4 Media? Întreb și eu. Precum că ar fi vreun trafic de influență politică? Precum că domnul Pascu este un apropiat al domnului profesor Voiculescu și de-aia e jupân la groapă și de-aia nu-i face nimeni nimic de ani de zile? A ieșit lumea în stradă de N ori. Avem un material, o să-l vedeți imediat. Întâi să-l salutăm pe domnul ministru Alexe. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc. În primul rând, vă mulțumesc că sunteți alături de telespectatorii B1. În al doilea rând, am o rugăminte mare. Vă propun să rămânem împreună, adică dumneavoastră cu telespectatorii noștri, un minut, vă promit, un minut și un pic, ca să vadă lumea ce s-a întâmplat la groapa de gunoi Chiajna în 2018. Când era lupul Cățel, când domnul Alexe era doar parlamentar, nu ministru în cabinetul Orban. Atenție, ca să vedeți, știți de ce dăm materialul ăsta? Ca să vedeți cât de necaz e pe sufletul oamenilor de acolo, câtă bătaie de joc au trecut atunci 2 ani, ce spunea domnul Pascu fix acum 2 ani în fața TVR-ului. E microfonul colegilor mei de la TVR acolo în cadru. Hai să vedem și apoi ne întoarcem la domnul ministru Alexe, care în mod normal, nu, hai că nu dau eu verdicte, care o să ne spună ce a făcut și ce șanse de a se rezolva această uriașă bubă, această gangrenă pe sufletul bucureșteilor. Un sfert aproape din populația capitală este afectată de aerul și poluarea aerului numită dosarul Chiajna. Revenim imediat. Domnule, sectorul 1 să preia gestiunea depozitului, îl predăm. Păi înseamnă că nu, nu domnule aveți Pascu, nu, ca să-i arătăm că e perfect și lasă via aici oricând. După 10 ani de Dar doamnă, dumneavoastră vorbiți fără să cunoașteți niște legislația în domeniu. Vă rog frumos, adică vă legislația invit. Mă omoară pe mine în casă. Nu, eu vreau, doamnă, legislația mă omoară haideți pe mine căutați în și ne vă omoară în casă. Da, domnul Pascu, e de la aer. Dacă vreți să ne ajutați, da, haideți să facem împreună, să găsim niște ideea, stații. Să ne ajute, da, dacă vreți să ne ajutați. Deci închiriem, v-am spus odată, v-am spus. Da, să găsim de acord. Mirosului, primăria sectorului nu va monitoriza. Da. Să găsim niște stații de la care măsoară, da? Să ne punem 2 luni de zile în 4 locuri. Stimate-vă, da. Eu vreau să vă spun ceva. Ziceți. Ca să putem să vedem dacă depozitul ăsta influențează mirosurile de la dumneavoastră sau din altă parte și trebuie căutate. Da. Eu am făcut demers chiar ieri la Ministerul Mediului, la Agenția Națională de Protecție a Mediului, că, de exemplu, cele mai multe reclamații au venit din zona Chiajna. Ca să se monteze acolo o stație permanentă care măsoară din secundă în secundă, așa cum este stația de aici, să măsoare permanent sub oblăduirea Agenției de Protecție a Mediului aerul și concentrațiile aerului. Da, domnule ministru. Vă salut, vă aud.
Spuneți ce considerați dumneavoastră că este important pentru cei de acasă, în primul rând pentru locuitorii capitalei, care în mare parte sunt afectați de această dramă numită groapa de gunoi Chiajna. De ce s-a ajuns aici? De ce se pune acum biciul pe cabinetul Orban în ceea ce privește groapa și cum este posibil ca o decizie a unei instanțe numită Tribunalul București să fie la și altele, să fie luată la mișto, ca să o iau mai pe scurtătură? În primul rând aș vrea să vă spun că încă din noiembrie am menționat ca ministru al mediului sunt direct interesat de bunăstarea cetățenilor. Cazul bucureștenilor, așa cum ați menționat și dumneavoastră, este unul mai special. Acesta fiind de mai bine de 4 ani, vă spun sincer, victimele administrației PSD-a Capitalei, formată din primarul general și cei 6 primari de sectoare. Într-un mandat întreg, pentru că aici este problema, aceștia nu au fost în stare să găsească nicio soluție pentru deșeurile din București. O spun cu regret, însă actuala administrație PSD-a Capitalei lucrează împotriva bucureștenilor. În ceea ce privește cazul la care dumneavoastră faceți referire... Vreau să știu și pe ce, domnul ministru, ca să nu facem să nu faceți acuzații care ar putea fi, cum să zic, pedepsibile, vreau să știu pe ce vă bazați când faceți aceste afirmații. Pentru că am avut nenumărate întâlniri, nenumărate adrese transmise către Primăria Generală a Capitalei, către primăriile de sector, în care am solicitat să ne transmită care este viziunea lor și mai ales care sunt pașii pe care i-au făcut pentru un mai bun management al deșeurilor la nivelul capitalei, având în vedere că și Vidra și Chiajna au trecut de gradul de umplere de mult timp de peste 75%, iar Primăria Generală a Capitalei era obligată să transmită unde și cum vor devia deșeurile de la groapă. Bună ziua, domnule primar Tudorache. În ceea ce privește... Opriți-vă o secundă, domnul ministru. Opriți-vă pentru că vă propun, așa cum este și logic și legic și firesc, vă propun un dialog echidistant. Și din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere al perspectivei față de groapa Chiajna, îl avem în direct și pe primarul sectorului 1. Bună ziua, domnul Tudorache. Dacă îmi permite să-mi continui ideea după aia, da, cu mare vă rog, domnul Tudorache, o secundă să-și termine ideea, domnul ministru, și apoi vin la dumneavoastră. Vă ascult, domnul ministru. În ceea ce privește cazul Iridex, am luat act de decizia instanței. În acest moment așteptăm motivarea acestei decizii. Am dispus deja corpului de control al ministrului să facă verificări la Agenția pentru Protecția Mediului București, pentru că vreau să verificăm cum și modul în care această autorizație de mediu a fost emisă de guvernul PSD în 2018. Vă întreb direct, domnule ministru, considerați, aveți elemente care ar fi fost eliberată, nu dumneavoastră decideți, va decide ancheta și a corpului de control și probabil justiția, că această autorizație de mediu a fost dată doar pentru că au existat lobby politic, lobby mediatic, au existat gulere albe care au susținut în mod ilegal eliberarea acestei autorizații? Domnul Alexe. Nu trebuie să vă spun eu asta. Eu vă spun doar că guvernul social-democrat, care a condus guvernul României în această perioadă, a emis această autorizație de mediu. Pentru mine, vă spun sincer, problemele de mediu nu au culoare politică, mai ales că în această perioadă cel mai mult au de suferit bucureștenii, la fel cum au de suferit locuitorii marilor orașe atunci când managementul deșeurilor nu este făcut așa cum ar trebui. Rămâneți alături de noi, domnul Alexe. Domnul Tudorache, apăreați și în filmulețul pe care l-am difuzat, făcut de TVR în 2018, erați acolo noaptea alături de oamenii necăjiți care au ieșit în stradă și era și domnul Pascu în imagine. Vă întreb, în opinia noastră, cum a putut fi eliberată autorizația de mediu? Prima întrebare pentru groapa de gunoi, Chiajna, bineînțeles, și a doua întrebare, cum este posibil ca după atâția ani situația să fie nu dramatică, inexplicabilă? Vă dați seama că eu am atacat acea autorizație de funcționare. Deci eu, primăria sectorului, în primul rând am atacat autorizația de funcționare emisă de un primar de la ALDE. E adevărat, a fost guvernare PSD, ALDE, și primarul era de la ALDE. Deci nu am avut dialog. Eu am spus tot timpul că groapa și-a depășit capacitatea de depozitare, nu m-a ascultat nimeni. Eu când zic nimeni, mă refer în primul rând la ministrul de la acea dată. Și atunci n-am avut decât să merg în instanță și instanța să hotărască cine are dreptate. Cine era ministrul?
Cine era, domnul Tudorache, cine era ministrul la acea dată? Cred că doamna Gavrilescu, dacă nu dacă memoria nu așa. Păi atunci devine, stați un pic, că devine o afacere de familie ALDE. Dacă ministrul era ALDE și primarul era ALDE și PSD-ul prin dumneavoastră contesta, acum liberalii prin vocea ministrului spun că a fost o anomalie, ca să nu spun un jaf. Da? Totuși, locuitorii capitalei, domnul primar, locuitorii capitalei, la cine să se uite cu speranța că se rezolvă? În primul rând la primar, pentru că ei la mine veneau să le rezolv problema. Și eu am mers către instanță. Instanța, vreau să revin puțin undeva la anul 2016-2017, tot cu groapa de gunoi Iridex. Tot așa, am mers, cred că în prima lună de mandat, am mers pe groapă. Am văzut în ce condiții depozitau, am vorbit cu garda de mediu la momentul respectiv, garda de mediu era condusă la acel moment de un reprezentant PSD și am reușit să închidem celulele 1 și 5. După care a rămas să depoziteze în continuare pe celulele 6 și 7, atunci i s-a dat autorizația în 2018, deci problemele... Domnul Alexe! Da. Eu cu domnul Tudorache m-am văzut pentru buna informare a telespectatorilor dumneavoastră că în ianuarie sau în februarie, inclusiv la minister, când am solicitat Primăriei Generale a Capitalei să vină cu o soluție pentru a rezolva această problemă a bucureștenilor, tocmai pentru a devia aceste deșeuri de la groapă și evident care este locația, pentru că astăzi Iridex-ul, din toate datele oficiale, aproape că a depășit 90% gradul de umplere. Sunt e 100%, domnul ministru. 100% sunt voci care spun că a ajuns la 100%. În cazul în care ajungi la 75%, autoritatea publică locală trebuie să vină să-ți spună care este soluția pe care a găsit-o pentru a depozita aceste deșeuri. Care a fost răspunsul, domnule ministru, primit de la doamna Firea? Din păcate, nici până astăzi nu avem un răspuns din partea Primăriei Generale a Capitalei și din nefericire pentru toți primarii de sector din București, Primăria Generală a mutat efectiv problema din curtea Primăriei Generale la primăriile de sector și acum fiecare dintre ei trebuie să gestioneze această problemă. Care e nivelul de umplere al gropii, domnul Tudorache? Care e nivelul real? Că nu vreau să știți la fel de bine ca și domnul ministru. Eu zic că este depășit. Asta am solicitat în instanță, că groapa este depășită ca și capacitate de umplere. Din cauza asta am făcut și o măsurătoare topometrică. Noi așa considerăm că este depășită groapa. Știți câte, vă întreb pe amândoi și pe dumneavoastră, domnule ministru, și pe dumneavoastră, domnule primar, știți câte aveți pe masa de ministru sau de primar impactul față de bucureșteni? Știți câte sute de mii de bucureșteni sunt afectați de ce se întâmplă cu nenorocirea aia de groapă? Da. Corect. Ce vină au bucureștenii, domnule ministru? Ce vină au bucureștenii, domnule primar? Nu, bucureștenii n-au nicio vină. Noi trebuie să le rezolvăm problema, deci când zic noi, mă refer la primar și la ministrul mediului. Trebuie să găsim o soluție. De ce? Pentru că miroase îngrozitor. Eu stau tot în zona de nord a Bucureștiului și mai ales vara. Nu poți să stai cu geamul deschis noaptea, pentru că o oră, două ore pe noapte vine un miros îngrozitor dinspre groapă. Vă rog frumos, și cum bate vântul. Domnul ministru, sunteți la televizor, rarisim se întâmplă ca și ministrul de resort, ministrul mediului și primarul vizat direct de situație, cum e domnul Tudorache, să fie în direct la aceeași emisiune. Așa este. Adevărul, stimați telespectatori, este că cei doi oameni sunt decidenții care trebuie să rezolve într-un fel problema. Domnule ministru, ce face ca această problemă să fie în continuare o cangrenă pe sufletul a sute de mii de bucureșteni? Eu aș vrea să revin și să vă spun că singura soluție reală, atât pentru sectorul 1, cât și pentru restul Bucureștiului, cum e valabil pentru orice comunitate sau administrație publică din țara noastră, este colectarea separată și reciclarea. Pentru a nu ajunge să fim sufocați de deșeuri, sau așa cum menționează și bucureștenii în 10 de sesizări pe care le transmit la minister, trebuie să ducem cât mai puțin la groapă, pentru că așa cum menționați și dumneavoastră, e o problemă și cu mirosul din zonă,
și mai ales trebuie să reciclăm cât mai mult. România este astăzi codașa Europei la acest capitol, cu doar 15% grad de reciclare. Capitala, evident, că stă mult mai prost, gradul de reciclare în București abia dacă atinge 9%. De aceea, fără să politizez și fără să avem vreo supărare din partea primarului Tudorache, consider că și primăriile de sector, ca de altfel toate primăriile din țară, indiferent de culoarea lor politică, trebuie să aibă și, evident, să pună presiune pe acel operator pe care l-a delegat să facă serviciul de salubrizare, să colecteze separat, să recicleze cât mai mult și cantitățile din deșeuri care să ajungă pe groapă să meargă către groapă în ce mai mici. Ce a spus domnul Tudorache? Eu pot să vă spun să meargă către groapă. De ce rămâne de la selectare? Pentru că nu duci tot gunoi, cel puțin așa în sectorul 1. Nu tot gunoi se duce la groapă. Deci merge la o stație de selectare și se duce către groapă. Deci cu cât duce mai puțin către groapă, cu atât e mai bine pentru orice comunitate. O să mă întreb pe amândoi, și pe domnul ministru și pe domnul primar, când cred că le pot spune bucureștenilor, sutelor de mii de bucureșteni afectați direct de această groapă de gunoi de la Chiajna, că vor putea trăi normal, ca și cum ar fi într-o țară europeană și într-o capitală europeană. Dar nu răspundeți acum, pentru că acum vreau să auzim și punctul de vedere. Eu pot să răspund acum. Nu. Dane, nu te rog frumos, nu acum, de ce? Pentru că vreau să-l ascult și pe Mircea Minea, primarul de Chiajna, care... Ce să vezi, ne-a spus acum 10 minute înainte să intre în direct, bă Tudore, eu n-am groapă de gunoi. Bună ziua, domnul Minea. Salut, domnul senator. Mă rog. Vă salut. Mulțumesc mult. Am amintiri plăcute de când... Da. Domnul Minea, cum e, domnule, să trăiești? Lăsați-mă să vorbesc. Păi vă ascult. Păi ascultați-mă. Vreau să salut pe domnul ministru, pe domnul primar, în primul rând, că așa e civilizat. Vreau să vă aduc la cunoștință și tuturor ascultătorilor dumneavoastră, Chiajna n-a avut niciodată groapă de gunoi. Acest teren a fost bombardat pe timpul războiului și a devenit un teren neproductiv, care este în proprietatea comunei Chiajna și nu pe teritoriul comunei Chiajna. Deci, să fie clar pentru toată lumea, Chiajna nu are groapă de gunoi și vreau să ștergeți pe Pronter. Chiajna nu are groapă de gunoi. Chiajna a pus la dispoziție acest teren. Primăriei capitale. Mircea, lasă-mă puțin, Barbu, lasă-mă puțin. Stai un pic, am înțeles că n-aveți groapă, dar eu te întreb pe tine ca primar de Chiajna, oamenii tăi, localnicii din Chiajna, sunt mulțumiți de ce se întâmplă? Oamenii mei m-au sesizat și pe mine ca și pe domnul primar al sectorului 1 că acest disconfort se simte și la ei. Normal. Treaba asta în care Iridexul are obligația să-și ia utilaje, să-și ia aparatură pentru acele filtre. Domnul ministru știe și domnul primar știe. Nu e treaba noastră. Noi am închiriat și am concesionat pe 20 de ani. S-a terminat contractul cu Iridex. Iar acum cel mai important lucru, rețineți, este asanarea gropii, care mai durează 10 ani, 20 de ani, care are obligația, prin contractul de închiriere, firma Iridex să facă treaba asta. Și dacă, Mircea, și dacă Iridexul nu face ce are în contract, cine o trage la răspundere? Barbu, ascultă-mă, în contracte stipulate clauză, primăria capitale are obligația, împreună cu Iridexul, să asaneze groapa. Păi primăria capitalei, Gabriela Firea, nu i-a răspuns domnului ministru Alexe de atâta timp. Păi e o treabă politică, aici nu mă pune să intru în treabă politică, da? Aici vorbim de suflete de oameni, nu vorbim de treburi politice. Eu am o afinitate pentru un partid, X are pentru un alt partid și cu asta basta. Aici vorbim de o treabă tehnică. Da. Bine, domnul ministru, o concluzie la această mini-discuție, apoi domnul primar Tudorache și apoi domnul primar Minea. Domnul ministru. Eu consider că fiecare administrație publică locală poate să facă mai mult pentru cetățenii pe care îi reprezintă, atâta timp cât Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, indiferent de cine este el condus, poate să sprijine legislativ sau poate cu finanțare de la administrația Fondului pentru Mediu pentru o mai bună colectare separată și reciclare, este partenerul administrațiilor publice locale, dar în momentul de față
cum domnul primar de la Chiajna sau domnul primar de la sectorul 1 sau orice altă comunitate din țara noastră gestionează cât se poate de bine aceste deșeuri, evident că cetățenii pot avea mai mult sau mai puțin de suferit din cauza, în principal, a mirosurilor. Și o salubrizare se face. Domnul primar Tudorache. Eu zic că dacă am reușit să închidem această groapă, eu vă garantez că sectorul 1, pentru și sectorul 6, au unde să ducă gunoiul. Deci nu este necesar, sau nu ar mai această groapă dacă o decizie a instanței ne obligă, pentru că este o decizie executorie, să închidem groapa. Deci am rezolvat problema nordului capitalei și eu zic că a comunelor, orașelor din jurul gropii. Domnul Minea. Da, Barbu, am ascultat și părerea și pe domnului ministru și a domnului primar de la sectorul 1. Părerea mea este ca toți cetățenii să facem front comun, să știm să reciclăm și sper că sunt în asentimentul meu. Oamenii nu fac gunoi, să știți. Dacă erau acele filtre care am pomenit mai devreme schimbate la timp, nu aveam acest disconfort. Nu se ajunge aici, da. Nu se ajunge. Din 2014, domnul primar, cred că sunteți în asentimentul meu și domnul ministru. Așa e. La ce am spus. Bine, eu nu mă joc cu vorbele. Eu nu mă joc în zonă. Vă mulțumesc mult tuturor și domnului ministru și celor doi primari. Rămâneți alături de noi. Vom merge din Chiajna și de la nenorocirea asta pe care o produce de ani de zile groapa de gunoi de acolo, chiar dacă este intitulată Chiajna, nu e a comunei, după cum v-a spus Minea. Mergem la Constanța. Vă spun așa, stimați telespectatori, și credeți-mă, am o experiență suficientă cât să-mi permită să fac următoarea afirmație. După București, stau și mă gândesc să nu o fac aiurea. Deci după București, după București, cea mai puternică bătălie politică la locale va fi pe litoral pentru primăria Constanța și în Siaj și pentru primăria Mangalia, că sunt la pachet. Apropo, la Mangalia avem știrea, o să o caute din pauză, are dosar penal domnul Murad, dar nu asta e știrea, că au tratat-o foarte bine colegii mei ieri, Radu și Răzvan. Știrea e alta. Că n-a înțeles doctorul Murad nimic din prietenia cu PSD-ul decât pachetele, credeți-mă că știu ce spun, decât pachetele pe care se scrie numele tău. Revenim imediat. Ne-am întors în direct, oameni buni. Poliția județeană Constanța anunță că a deschis dosar penal pe numele doctorului Mohamed Murad, îi zic ei om de afaceri, nu e mai doctor, dita mai medicul, pentru candidat de primar la Mangalia, care împărțea pachete inscripționate cu numele... Băi, deci vă spun ceva, poate să mă dea în orice judecată dorește doctorul Murad. Prietenia domniei sale cu PD-ul, știu eu oameni din PD care l-au promovat în politica mare pe doctorul Murad la vremea aia. Păi interese, zic eu, poate greșit. Promă prietenia cu PSD-ul, prietenia cu oameni buni. Atâta a reținut, electoral vorbind, domnul Murad, să-și pună numele pe niște pachete care, ce să vezi, erau ilegal împărțite celor din Mangalia. Aveți și imaginile, haos total acolo, țigăneală în sens de ăsta, beletristic, literar, să nu creadă lumea că avem ceva cu vreo etnie. Nu, Doamne iartă-mă, tot respectul. Țiganiada, de Ion Bodai Deleanu, o lucrare de căpătăi. Bă, apropo, cred că nu o să se mai cheme Țiganiada, o să se cheme Romaniada sau ceva de genul ăsta, așa cum 10 negri mititei se va numi altfel. Repet, bătălia pe litoral pentru primăria Constanța și pentru primăria Mangalia va fi al doilea epicentru după capitală la localele care începe, pentru care începe campania mâine. Sau poimine, nu poimine începe campania. Când începe Teddy campania? Mâine? Pe 28 începe campania. Bine, avem un sondaj electoral foarte tare, foarte tare. Sondajul electoral acesta, o să-l discutăm și cu cei care l-au pus în operă. Bă, arată o chestie pe care eu o așteptam. De ce o așteptam? Pentru că perioada mazăre trebuie să înceteze odată, după părerea mea. N-am nimic cu primarul în mandat de la Constanța. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Bă, da, acolo... Putea tăbăcărie, pentru constanțeni știu la ce mă refer, bă, putea tăbăcărie, grav de tot și mirosul ăla trebuie să dispară odată și odată. 36% zice acest sondaj de opinie dintre constanțeni, ar merge alături de amiral Chițac, mă refer la amiralul Chițac, într-un mandat de primar în Constanța. Bună ziua, domnule Chițac. Domnule Ionaș, iertați-mă.
Întâi domnul Ionaș. Da, domnul Ionaș. Bună ziua, bună ziua. Câtă serioșitate, câtă, cum să zic, pricepere și câtă de mică e marja de eroare în acest sondaj? Pentru că dacă e o marjă de eroare mică și se bazează pe cifre pe bune, înseamnă că amiralul Chițac chiar are mari șanse să... Da, mă, văd ce scrie marja de eroare 3,2, dar nu-i mai bine să auzim de la cei care... Pagină, marja de eroare de 3 plus minus 3,2%, iar în ceea ce privește seriozitatea, ca întotdeauna... E 100%. Foarte tare. Deci domnul Ionaș, sunt șanse mari ca amiralul să intre într-o finală puternică cu primarul în mandat. Și după cum arată datele astăzi, da, cei doi pleacă cu prima șansă. Depinde foarte mult cum va evolua campania electorală, dar asta ține strict de acțiunile candidaților. Dar aceasta este o poză de moment. Știu de fiecare candidat, știe de unde pornește acum la începutul campaniei electorale și trebuie să-și construiască campania astfel încât se atragă pe toți cei care votează, fie acei candidați cu scoruri foarte mici, fie în cazul domnului Chițac, să atragă cât mai mult din electoratul USR, pentru că din punctul meu de vedere acolo acel electorat poate face diferență. Uitați-mă, uit aici pe unul dintre slide-urile pe care le-ați dat publicității domnului Ionaș, unde scrie percepție pozitivă și negativă la primii trei. Mă leg eu de primii trei în ordinea șanselor la viitorul mandat. Chițac, Făgădău și domnul Stelian Ion de la USR. Întrebare. Cum ați obținut o poză de moment, ca să vă citez, în ceea ce privește percepție negativă și percepție pozitivă? Pentru că mulți dintre cei de acasă nu știu. Eu știu cum se face, că nu sunt la prima emisiune legată de sondaje de opinie. Dar nu e bine să le spunem și celor de acasă? Da, dacă slide-ul anterior, celui cu pozitiv și negativ, arăta exact detaliat cum s-a ajuns la acea planșă. Este o întrebare legată de părerea sau de favorabilitate și bună și favorabilitate proastă față de diversi oameni politici de la nivelul municipiului Constanța. Noi am avut o întrebare formulată cu variante de răspuns, părere foarte bună, bună, proastă și foarte proastă. Și cele două categorii, bună și foarte bună și proastă și foarte proastă, le-am cumulat și a ieșit acea planșă cu pozitiv versus negativ. Și în Constanța, cam ca oriunde la nivel național la ora actuală, toți politicienii au indice al favorabilității negativ, adică au mai mult, e mai mare procentul celor care spun că au o părere proastă, da, decât cei care, acum, au o părere. Acum vă întreb în afara, cum se cheamă, curiculei, ca să zic așa, da, vă întreb, domnul Ionaș, ar fi o schimbare, sunteți de acord că ar fi o schimbare uriașă, aproape istorică, plecarea unui spectru politic și venirea altui spectru diametral opus? Vă rog să răspundeți la această întrebare după 2-3 minute de publicitate. Schimbarea istorică pe care o pot genera prin vot constanțenii și moment în care ne va răspunde și domnul Ionaș după publicitate și îl vom avea alături și pe amiralul Chițac. Revenim imediat. Dar vreau să-l salut pe domnul amiral Chițac. Bună ziua! Vă salut, domnul Barbu! Vreau să-mi explicați și mie cum e posibil ce scrie aici, Decebal Făgădău 18%, Chițac 8%, ca viitor primar, zic constanțenii, iar pe următoarea pagină, ce să vezi, partidul amiralului, hai mă cu slide-ul alt, partidul amiralului are 36%, partidul lui Făgădău are 35%, adică câștigă primăria... Eu nu pot să interpretez așa de bine ca dumneavoastră sondajele, cu atât mai puțin ca un sociolog. Însă, dacă vă referiți la ce cred cetățenii care va fi viitorul primar, este explicabil. Sunt mulți cetățeni care au impresia că nimic nu se mai poate schimba. Sunt într-o, hai să spunem, într-o postură de asta în care sunt pesimiști. Ori lucrul ăsta a fost indus voit în Constanța de către actuala administrație, de către actuala primărie, pentru că este evident că pe ei favorizează o participare scăzută la vot. Există în rândul populației, unei părți a populației, a constanțenilor, percepția, starea asta de letargie, că nimic nu se mai poate schimba și că noi degeaba mergem la vot. Ori asta este extrem de periculoasă și pentru democrație,
Pentru că nu e așa, comunitățile dezvoltate sunt comunitățile de oameni implicați. Ori o minimă implicare înseamnă să te treziți la vot. Ce anume din ce faceți și ce v-ați propus în proiect, aveți 30 de secunde să ne spuneți, generează aceste 36% pentru partidul care vă susține? Cred că faptul că mi-am anunțat programul de guvernare locală cu ceva timp înainte și deja am dezbătut unele teme, cred că ceva din trecutul meu profesional, înainte de a intra în politică... Credeți, ultima întrebare, domnul amiral, credeți că umbra lui Mazăre pe Constanța mai poate fi ștearsă vreodată cinstit? E, cum să nu? Eu vă spun atâta și cu asta chiar închei, că văd că aveți timpul drămuit și normal așa. Am fost la primarul Emil Boc, am fost promisă de lucru la săptămâna trecută la Cluj și mi-a spus așa, domnule, eu vă spun în calitate de primar, dar și de un om care a condus un guvern. Deci știu cum se conduce țara și știu mecanismele în toate 10 secunde mai aveți. Constanța are un potențial atât de mare încât în două mandate poate depăși orice oraș. Mulțumesc mult, domnule Ionaș, și rămâneți cu Bună România, cu Răzvan și cu Radu. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși și oameni buni, ne vom reîntâlni mâine la ora 16. Toate cele bune!